Ediția din acest an a Salonului Hunedoran al Cărții l-a avut ca oaspete pe profesor universitar dr. Adrian Năstase, prezent din nou la Deva, de această dată cu o dublă lansare de carte. Primul volum, intitulat Drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale, reglementări în dreptul românesc 1918-1947, iar a doua carte, Nicolae Titulescu, un mare român, un mare european, un mare contemporan. Este ediția a doua, apărută cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la nașterea marelui jurist și diplomat român. Prezență numeroasă, dar și avizată și în aceasta a treia zi a Salonului Hunedorean de Carte, organizat de Biblioteca Județeană Ovid Însușeanu. Momentul de mare interes l-a constituit prezența la eveniment a fostului ministru de externe și premier al României, Adrian Năstase, revenit în Deva de data aceasta pentru o dublă lansare de carte. Adrian Năstase, fost ministru de externe și premier al României, și-a pus o amprentă specială pe viața sociopolitică a României ultimelor trei decenii, fiind apreciat de președintele Consiliului Județean Hunedoara. Am rămas impresionat și vă felicit din suflet pentru că dumneavoastră v-ați închinat asupra marelui om politic Nicolae Titulescu. Vă spun fără teama de greșit că multe fraze pe care le-am citit în această carte vi le putem atribui și dumneavoastră ca și personalitate publică ce sunteți. Sunteți un om care întotdeauna a știut să apreciați politicienii de frunte ai României și mai ales pe Marele Titulescu, care a fost unul dintre cei mai mari oameni politici de stat în ceea ce privește politica externă a României. Vă spun încă o dată, bun venit la Deva! Mult, mult succes și oricând în comunitatea noastră din județul Hunedoara sunteți primi binevenit. Doamne ajută! Volumul privind drepturile minorităților cuprinde o serie de documente rare din istoria reală a României, unele dintre ele fiind publicate în premieră. Sunt mai multe documente care au avut un circuit destul de mic, dar spre exemplu, documentul lui Grigore Gafen cu memorandumul pe care l-a trimis pentru conferința de pace din 1947, un document amplu, extraordinar. Mi s-a părut foarte interesant poziția lui Mihai Ghelmegeanu, pe care l-am și cunoscut, a fost profesor de drept internațional și a lucrat la Institutul de Cercetări Juridice. Discuția lui cu Pavlov, reprezentantul sovietic, în legătură cu presiunile care se făceau pentru trimiterea basarabenilor și celor din Bucovina de Nord în Uniunea Sovietică, pe motiv că, practic, în perioada războiului, practic ei fuseseră deja asimilați prin operațiunile pe care, la un moment dat, sovieticii venind și ocupând teritoriul, deja încercau să rescrie istoria, să o aducă cumva înapoi. Sigur că și de la această întâlnire cu domnul profesor Adrian Năstase vom pleca cu un plus de cunoștințe, informații, cu gândurile mai limpezite, atât în tematica atât de complexă a drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, cât și în ce privește activitatea și lupta lui Nicolae Titulescu pentru crearea unui climat de pace în Europa. Îi mulțumim domnului profesor pentru această oportunitate. L-așteptăm întotdeauna în județul Hunedoara cu respect și prietenie. La final, profesor universitar dr. Adrian Năstase a oferit autografe publicului prezent.